NV-ul împotriva lui Alex Bobiciu în acest meci. Un meci pierdut de NV-ul împotriva lui Iancu Sterp la Ogale Rixef. De partea cealaltă, Bobiciu l-a bătut pe Alexandru Zănoagă. NV-ul de la Oradea, în colțul său, Alexandru Lungu. Cine putea să fie la Oradea în colțul unui om care vine de acolo? De partea cealaltă l-avem pe Bobiciu din București. Bobiciu, mănușile roșii mai înalt față de adversarul său. NV-ul se duce peste Bobiciu. Ce dreapta a reușit! Foarte puternică lovitura lui NV-ul. Bobiciu încearcă să se ridice. Încă una. Uppercut lui NV-ul, croșeu de stânga, două lovituri cu brațul stâng. Încă o dată uppercut de dreapta și NV-ul vrea să termine meciul cât mai repede. Da, de să vedem dacă îl ține gazul. Deocamdată Bobiciu a dus la cele două lovituri destul de puternice. Și hai să vedem dacă măcar cel de-al treilea meci va fi așa cum am preconizat eu la Ionuța Todivesei în emisiune. Pentru că până acum pe primele două le-am pierdut. Ce înseamnă să nu urmărești meciurile, să nu cunoști sportivii. Și Kinga Queen a fost o surpriză extrem de plăcută pentru mine, la fel și Fakirul fantastic. Acum să vedem, este în avantaj Ovidiu Neveu, dar cumva acolo Alex Bobiciu ar putea să fructifice poziția în care se află, având în vedere background-ul lui din lupte. Da, sunt repoziționați în picioare la centru cei doi care nu prea încep lupta. Au nevoie de vreo două invitații, ca să zic așa. Da, Ovidiu Neveu a început foarte tare și se pare că sprintul acesta i-a tăiat cumva gazul. Acum și-a dat seama Bobiciu că poate să țină la distanță și am văzut, a pus bine brațul din față. Și Neveu a ratat loviturile. Bobiciu are ceva probleme, cred, după loviturile încasate. E cam epuizat. Neveu se duce peste el. Împins de Bobiciu la gardul cuștii. O poziție bună pentru Ovidiu Neveu acolo, o poziție bună. Iată, uite-l pe Sandu Lungu acolo în spate, că încearcă să-i spună lui Neveu ce ar trebui să facă în acea poziție. Da, și este final de meci, renunță Bobiciu și este victorie pentru Neveu, care nu știu ce a pățit acolo, ce s-a întâmplat. Yamato are de furcă un pic cu... Hai să o facem oficial! Ladies and gentlemen, câștigător prin strangulare! Doamnelor și domnilor, Ovidiu Neveu! Da, victorie pentru omul lui Sandu Lungu. Ovidiu Neveu câștigă și iată-l pe Sandu Lungu foarte mulțumit de performanța elevului său. A treia surpriză extrem de plăcută pentru mine, Ovidiu Neveu.